Am vorbit de curând despre mașini fiabile pe care poți să ți le cumperi la 3.000, la 5.000 de euro. Astăzi vreau să vorbim neapărat despre niște mașini pe care să nu ți le cumperi la 5.000 de euro, 6.000 de euro sau la un buget similar. Scuză-mă, te-am încurcat cumva? Păi mai încurcat. Stau aici de 5 minute după tine, am bagaj, nu te-ai gândit că dacă vii în București și parchezi pe un loc de parcare poate să fie al altcuiva? Păi am văzut că e al altcuiva, dar am avut ceva de cărat repede Putei aici și... să lași tu un parbriz acolo, un bilețel, ceva, nu știu, un număr de telefon să-ți dau păi, un păi, am zis că vin repede, scuză-mă. Iartă-mă că te-am încurcat, dacă pot să mă revanșez cumva față de tine, uite, ai cumva aplicația am parcat? Da, o am, păi stau în București, dai seama că o folosesc în fiecare zi. Perfect. Pe cazul asta, dacă îți trimit 3 credite pentru deranj, crezi că e ok? Hai, trimite bine, fie, na. Scuză-mă, hai că îți trimit acum ca să fim kit și scuză-mă încă o dată pentru deranj. nu e problemă, stai Gata, ai primit? Da, am primit, gata. Mersi mult, și ai și tu grijă că... Mersi mult, scuză-mă încă o dată, scuză-mă. A venit la București. Să blocheze locurile de parcare Până la urmă măcar a fost băiat finuț Și mi-a dat 3 credite Pe aplicația în parcat Măcar atât Dacă toți banii tăi Sunt 5 000 de euro Și vrei să impresionezi, vrei mașină de lux Vrei să mergi la gățat, vrei să fii șmecher O să te uiți la una dintre aceste mașini probabil Dar eu nu-ți recomand Să o faci Poate la mașina asta la care mă uit acum nu Dar la următoarele care sunt spre finalul topului, să zicem, probabil că o să te uiți. În primul rând, am uitat mai devreme la niște mașini și am realizat că această mașină, care probabil că o să facă cu ochiul la mulți doritori de mașină de familie spațioasă, și anume Skoda Superb, există 1.8 TSI, 1.8 TSI DSG. Motorizările 2008-2012, pline de probleme, consum de ulei, segmenti praf, am explicat de o grămadă de ori, care este problema la aceste motoare. Am observat că sunt extrem de depreciate, deci mașina asta costă 5.900, este automată, un TSI și are 133.000 de kilometri din 2009. Și sunt multe astfel de modele. Uh, da, deci 1.4 TSI e mai ok. Dacă mă gândesc bine, e o mașină interesantă de familie și pentru mine la bugetul ăsta 2010 Euro 5, 1.4, numai pentru spațiu aș lua. Deci numai pentru spațiu, deci pentru cât spațiu are. Este genială mașina, dar să nu cumva să vă luați un 8 TSI ca ați spus-o. Un 8 TSI DSG, șa, șa, adică e la același preț cu un 4 TSI și asta are și mai multe dotări, e și automată, e și mai puternică și la același preț. Deci clar, cei care vând mașina asta știu că mașina are probleme, majoritatea știu. Deci, uite, majoritatea sunt uite, 5500 din uh, 2009, 160 de cai de motorul ăsta. Deci foarte mulți știu de problemă și vor să scape de el, le consumă ulei. Nu vă recomand mașina, nu vă recomand motorizarea, nu mașina, nu vă recomand motorizarea de un 1.8 de și se regăsește, uite, 4.700 de euro. Deci Pff. vă dați seama, o mașină care a costat vreo 23, 24, 27.000 de euro nouă, Probabil că asta n-a costat 27, a costat vreo 24, că așa era o preț de pornire, 22-23 de mii cu dotări, cu rabla, cu ce-o fi fost luată, bine, în România vorbesc, vreo 23-24 de mii, păi stai așa după 10 ani urmins cu 4.000 de euro. E clar că, și asta are și dotări, navii, climatronic dublu, încălzire în scaune, jante pe 18 sau pe cât sunt astea, proiectoare Xenon, adică e o mașină care clar are probleme dacă o vinzi la acest preț și tot știu că mașina aceasta, adică motorizarea asta a avut probleme mari. Deci, fugiți de această motorizare, dacă chiar vrei Skoda Superb, ori te uiți la modelul vechi, ori îți iei varianta 1.4 benzină, ori îți iei varianta 2.0 TDI, 1.9 TDI și cu asta basta. Dacă mă gândesc bine, varianta de 2.0 TDI cred că e cea mai fiabilă dintre toate pe Skoda Superb, deși eu nu mi-aș lua că nu-mi place personal, dar... E cea mai ok, dacă vrei Skoda Super. Și desigur se -a aplică și la Golf 6 1.8 TSI și la Golf 5 1.4 TSI 1.4 GT la 270 de, de cai se aplică și pentru 1.4 TSI de 160 de cai cu Twin Charging se aplică și pentru Seat Leon cu 1.8 se aplică și pentru Octavia cu 1.8 și pentru Passat cu 1.8 deci nu 1.8 TSI 160 de cai ca să mă rezum uh, și nu a 4 nu A4, nu A5, nu A3 cu un 8 TSI. Următoarea mașină pe care nu vă recomand, și aici trecem deja la liga Băieților care vor să fie șmecheri, Audi A8. Deci la Audi 8 asta e mașina care a fost minim nou, se vinde cu 5.000. Dacă o duci la dezmembrări și iei de pe ea faruri, motor, cutie, ecu, jante, scaune, etc. Cred că e mai mult decât 5.000 de euro pe ea. Așa că asta se vinde la un preț, a, e și bagiocorită a dat cu aia niște câini elefanți și -o fi lovit. Interior luxos, frumos și mie mi-a plăcut Audi A8, de când eram mic eram turbat după el. Motorul în sine și cutia de fapt sunt fiabile, dar electronică, costuri, anvelope, consum, dacă se strică ceva e scump, iar mașini de genul ăsta la prețul ăsta au fost chinuite, părerea mea. Nu vă luați așa ceva dacă 5-6 de euro sunt toți banii voștri pentru o mașină, pentru că veți avea de suferit mai târziu. Și asta, asta a fost finuț cu 3-0. E și 4.2 FSI, e și 4.2 TDI, păi cum? Da, 5.500 de euro, uitește. Mașina la drum lung e tank. Suspensie pneumatică, cai, 4, bună pe zăpadă, motor V6, trage. Nu zic, se conduce frumos mașina, dar o să te usuce la buzunar desigur celebrul BMW seria 7 care are și multe probleme electrice recunoscute de mulți seria 7 care are o grămadă de probleme electrice are multă electronică super luxoasă super confortabilă că am și condus, am condus seria 7 2003, 2007, 2011 deci n-am condus asta ultimul, deci din 2004 până în 2012 m-am urcat în toate în ele, le-am condus așa pe o tură, așa de câțiva kilometri. Foarte confortabilă mașina, nimic de reproșat. Da, și cu dotări. Uite, 300 de de kilometri. E că nu vă luați mașini din astea cu 300 de kilometri, că vă blestemați zilele, credeți-mă. Și una care mi se pare cea mai tare dintre toate, asta ar fi, asta ar merita locul 1, și nu doar asta, mai multe modele de genul ăsta, CLS. Bă, băiatule, deci când văd bombardieri cu CLS din ăsta cu volan pe dreapta și număr de Bulgaria. Deci dacă ăsta costă așa 5600 de euro, ăla cu volan pe dreapta cred că costă 2000 de lire. Deci cu 2000 de lire vei să fii șmecher. Am un Mercedes. Interiorul foarte frumos. Îmi plac culorile. Știu că e confortabil. N-am mers cu CLS, am mers cu CLU. Mai vechi din ăsta. N-am mers cu CLS, am mers cu CLU care cele eu ok, e mai confortabilă decât asta cu cele 500 380 de cai sau cele 600 motor V12 cu două bujii pe cilindru dacă schimbi bujile la mașina aia e 24 de bujii de pus 12 cilindri ori două bujii și deci, deși dacă lei originale e vreo 80-100 de lei 150 de lei bucata deci dai seama că dai pe un schimb de toate bujile dai 1000 de euro pe bujii pus manopera o Mașină superbă, ce să zic. Deci nu vă luați cele cele 500, cele 600, cele sunt mașini care au costuri foarte mari de întreținere. Uh, cum zice Scotty Kilmer, sunt money pits, în continuu se strică. Tot ce e luxos e predispus la probleme electrice, la costuri mari, consum mare. Nu vă luați lux la banii ăștia. Într-adevăr, într-adevăr, dacă vă luați o mașină luxoasă Vedeți o mașină luxoasă la mâna a doua, nu dai pe ea 100.000, 9, cu 30.000, care are 30.000 de kilometri și are 6 ani și n-a mai mers cine a cumpărat-o cu ea, da, atunci da, că nu investești 70 de ani în reparații cât face ea nouă, dar dacă 5, 6, 7.000 sunt toți banii tăi, nu-ți dau așa ceva, pentru că o să muncești pentru mașină și deși pare ireal, poate că pentru unii, poate că pare logic. Bă, normal că nu mi-am așa ceva să muncesc pentru mașină, dar cred că pentru mulți nu este logic. Sunt mulți oameni care trăiesc pentru asta, își fac rată la bancă pentru o mașină la mâna a doua, își fac rată la bancă pentru apartament, mai au și un copil de crescut și efectiv viața lor se rezumă la a munci pentru aceste posesii, posesiile care te posedă. Deci nu vă luați mașini scumpe care au o întreținere scumpă. Uitați-vă la celălalt top pe care îl am. Dacă ai 5-6 de euro, aia sunt toți banii tăi. Vrei o mașină cu care să îți faci treaba, acolo să te orientezi. Găsești mașina 5 de euro care au 30 de kilometri. Sunt mașini normale, cu motoare mici, în regulă, în care nu vei investi bani. Și poți să o și vinzi oricând la un preț decent. Asta, dacă te lasă ceva... Dacă te lasă cutia la un CLS din ăsta, vorbești singur. Deci nu... N-ai ce să... Deci dacă cutia 5.000 de euro. Dacă te lasă cutia, e, o cutie nouă, e peste 10.000 și oricum nu găsești. La mâna a doua, 2.000 de reparat, nu prea repară mulți. Motorul nu mai zic, deci n-ai ce să... Te-a lăsat cutia, te-a lăsat motorul, gata, la revedere. E, la un Mazda 3, la un Renault, la un Logan, la ceva, la o Toyota, mai repar la ea, mai găsești o piesă, mai găsești la dezmembrări. La asta, la revedere. Deci, dacă țineți la banii voștri, la familia voastră, la viitorul vostru, la... Siguranța voastră financiară, nu vă cumpărați așa ceva ca să păreți șmecheri. E un sfat mai degrabă prietenesc decât tehnic. Și o puteam să-mi iau de 20.000 de euro. Seria 6, 630, 640D, 630i, seria 7 cu perdeluțe, Audi A8 2016, deci puteam să-mi iau o grămadă de mașini și am preferat să-mi iau o mașină nouă economică pe care să mă pot baza. Am ales varianta modestă, varianta economică, varianta omului normal, care ține la bugetul lui, la familia lui, nu mi-am ales figuri. Că la 20.000 ți figuri, la 22.000. Mai exact ții multe mașini de fițe. Vrei să ai bănuți la buzunar să-ți fie bine, nu-ți lua mașini de fițe. Decât dacă faci banii aia în câteva luni, aia da. În rest, n-ai ce căuta în acest segment. Așteptăm jos părerile voastre, vă mulțumesc și ne vedem în următorul episod.